Un bărbat de 54 de ani a decedat pe patul de spital după ce o mașină a dat peste el. Victima traversa strada regulamentar. Totul a avut loc în seara de 14 septembrie, în jurul orei 20, pe o stradă din orășelul Vadului Vodă. La locul faptei s-au deplasat de urgență polițiștii și medicii cu ambulanța. Oamenii legi au stabilit că automobilul era condus de un bărbat de 59 de ani. Din motive neclare, acesta nu ar fi observat bărbatul și l-a tamponat în plin, chiar pe trecerea de pietoni. Victima a fost dusă de urgență la spital, din nefericire, în dimineața de 15 septembrie, aceasta a decedat traumatismele suferite fiind incompatibile cu viața. Presa scria inițial că șoferul ar fi ofițer principal al Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, informație confirmată ulterior și de oamenii legii. Pe cazul dat a fost pornită o anchetă, iar conducătorul a autorisc detenție pe un termen de la 3 la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce autoturisme.